Marius Matei, fost component al trupei din Botoșan, crede că oaspeții nu ar fi adversari care să încenucheze gloria fără drept de apel. Lotul moldovenilor este compus în mare parte din jucători cu experiență în Liga a doua, principalul atu fiind omogenitatea. Acum toată lumea vorbește frumos despre Botoșan și datorită faptului că au început foarte bine campionatul. Dar să nu uităm că ei sunt o echipă totuși mică de Liga 1, exact. Ei au câștigat foarte, foarte mult prin omogenitatea care o are lotul, pentru că eu știu foarte bine ce se întâmplă acolo, am jucat atâția ani acolo. Sunt jucători, 70-80% sunt acei jucători care au jucat ani de-a rândul în Liga a doua. Au foarte multă experiență la nivelul Ligii a doua. Se pare că omogenitatea lotului și-a pus amprenta și pe jocul lor în Liga 1 și practic ei aici au câștigat punctele. Omogenitate și ambiția care ți-o dă un nivel superior atunci când joci, mă refer aici la Liga 1. Pe de altă parte, tocmai lipsa de omogenitate a lotului buzoian ar fi călcâiul lui Ahile. Gloria încă suferă la relațiile de joc. Mulți dintre componenții lotului sunt achiziționați în vară. Ne cunoaștem de mult, suntem toți mulți noi la echipă și încă trebuie să ne facem joc, încă facem la antrenament mult. Încă e ceva nou. Tocmai de-aia cred că fara a fost o greșeală și să sperăm că încet încet ne cunoaștem mai bine și o să avem și rezultate mai bune. Cele două combatante de mâine s-au mai întâlnit în Cupa României în 2008. Atunci rolurile erau schimbate, iar Gloria evolua în divizia A. Fotbaliștii de la Botoșani au eliminat echipa buzeană la penaltiuri.